Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi, cu câte un video bun și cum mi-a cerut tot, Victor, foarte, foarte mult mi-a cerut, fă-ne video cu bilele, cum să bagă bilele pe cadran. Mă, fraților, Victor o să vă facă și video cu bilele ca să terminăm, să închidem și istoria asta cu bilele, că am văzut că ați rămas surprinși la chestia asta cu bilele și vă gândiți oare cum se bagă bilele pe cadran? Păi bilele pe cadran se bagă în felul următor. Da? Prima dată hai să dăm drumul la poveste, să vedem cum am ajuns eu să îmi bag bile pe cadran. Fiind la pușcăria Bruj, de maximă securitate în Belgia, eram cu tovarășul meu ucrainean într-o cameră de 8 persoane. O cameră frumoasă, spațioasă, unde noi ne făceam pușcăria. Era bine, condiții excelente. Nu puteam să zicem ceva că te bate Dumnezeu, frate. Chiar aveai tot ce trebuia, era calitativ. Secția aia era calitativ. Așa ca mediu de trăit, că dacă erai la Bruxelles, vedeai mai și bolan de aia mare, așa. Deci erau iepuri. Mai vedea câte unul ăla cocoșat de la cât mânca pâine, cum aruncă deținuții, că se fac șubolani acolo, ca acolo era curat, era ok, avea o bucătărie unde puteai să mergi să faci tu o spaghetă, seara stăteai și tu la o masă cu toată lumea împreună, stăteai la o vrăjeală, la o caterin, că mai învățeai și tu ceva, ieșeai pe secții, era altcumva treburile, nu? La Bruxelles ai 23 de ore în celulă și o oră afară. Și apoi celula aia mică, mâncați, zici nebun. Acolo în celula aia eram ca șef, eram ca boș. Bun, și hai să trecem direct la subiect. Mă duc într-o zi cu ucraineanul meu să ne facem dușul, că aveam 3 dușuri pe săptămână. Lunea, miercurea și vinerea. Aia erau dușurile de dimineață. La ora 9 ne scotea la duș. Dimineața se făcea apelul, vinea cu cafeaua, luam raspelurile cu apă caldă pentru spălat pe jos, cu produse, hau, 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 mamamau. Și la ora 9 vinea dușul, lunea, miercurea și vinerea. Dar eu până acum l-am văzut niciodată. Când s-a dezbrăcat, înțelegeți că să-i văd belita, că are pe ea de teama ai, frate, era și cucuruz. Cucuruz? Cucuruz? La noi așa se zice. Porumb, da. Un cu și era știulete, mă, mucață și plin. Era blindat omul. Când mă uit, aoleu, ето știu, bine. Nihuia si bea, ето știu. Și ce ai, Victor, ce? Ce ai, mă, frate, pe bile? Te ești bolnav? Bă, cum să fiu bolnav? Zice, am bile, mă. Păi, dacă eu n-am stat în viața aia, nu știam, n-am auzit, nu. Eram tânăr, frate, nu știu, n-am văzut eu oameni niciodată cu dita mai călbăsarul și să-l mai vezi și plin cu bile. Zici că mâncața și era de la bombardier de la de aviație, frate, american, frate, care umblă cu cutii, dau 100 de bombe pe el, când lasă, înțelegi? Mamă, zic, mamă, zic, ce acolo, zic, nebunie. Păi zic, cum ai făcut asta? Păi zice, tu nu știi ce la voi în România? Zic, nu știu, zic, e posibil și la noi să facă chestia asta, dar zic, eu nu am avut ocazia să văd așa ceva. Păi și zic, din ce se face așa ceva? Zice, băi, frățioare, zice, uite, din periuța asta de dinți, o vezi? Că eram în baie. Și cu asta, care te spui pe dinți, faci trei din ea, trei bile. Mergi la cameră și zice, fratele tău te învață. Vrei să-ți baci? Da. Te ajut eu, nu iau problemă, stai liniștit. S-am luciu la cameră, o tăiat-o frumos, trei bucățele. Acum zice, ia-le, ia pastă de dinți și freacă pe ele până să fac și cum. Când te uiți prin ele ca diamantul să vad, nu zgârietură pe ea sau ceva trebuie făcut, e ca pentru tine, pentru sufletul tău. Pentru că o să fie bombardierul tău F-16, două pe lateral, una pe mijloc. Înțelegi? Una lași de aici și două de pe lateral. Când lovești cu ele în păreți, faci revoluții, faci război, al treilea război mondial, femeia te iubește. Înțelegi? Aduce plăceri foarte mari la femei. Pentru că birile alea se joacă.
zang, 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 când intră înăuntru, numai așa se duc. Zang, 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 zang. De ce? Tu când le bagi înăuntru, trebuie să-ți prinzi pielița și când pui dalta deasupra, noi am făcut daltă ca să putem tăia dintr-o lingură, care am tăiat-o frumos și am ascuțit-o pe gresia din cameră, din celulă, de la noi. Zang, 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 zang. Când nu făceam bilele, făceam dalta, pregăteam dalta, zang, 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 vreo 2 săptămâni am băgat ca nebun, până le-am făcut și dalta și bilele, pentru că nu trebuia să fie pe bile, pentru că le șlefuia pe cearceaf cu pastă de dinți. Cu pastă de dinți până trebuia să vezi până lacrimă, nu trebuia să fie un fir de zgârietură pe ea, pentru că când o introduci înăuntru, se prinde carnea pe ea și apoi te doare. Te doare și nu-i bine și nu-și mai face jocul ăla. Trebuie să ai bun joc ea. Pentru că tu când tai pielița o parte pe alta, aici se formează un spațiu. Și în spațiul ăla bila aia se plimbă. Înțelegi? Și când el se scoală, înțelegi? Se face ca un avion de la F-16. Înțelegi? Cu armamentul pe el, frate, pregătit de război. Și când intră înăuntru, îți dai seama că ele... Femeia o duce nebunie. Dar omul era bombardier, mâncați-aș. Omul era încărcat. Era plin de misiluri, de bombe, rachetuțe, gantere. Era nebunie. Era nebunie, dar cu omul, frate, cu pârnaie grea la Moscova, Rusia și în Ucraina. Stai seama, au fost cu hoții, fura cu hoții de apartamente la Moscova. Era hoț foarte bun, frate, făcea treabă bună peste tot și în Ucraina, și în Rusia, și în Belgia, peste tot, cu treabă grea om. Era hoț adevărat. Stai seama că știe toate șmecherile de pe penitenciare de la Rusia și de la Ucraina. De asta, în 2 ani de zile, am învățat foarte multe lucruri cu el în cameră. Am învățat atâtea lucruri de la el despre penitenciar și despre viața penitenciarului, de exemplu, în Rusia sau prin Europa, pe unde el a mai fost căzut, pentru că făcea tot timpul din cauza furturilor. Mai cădea, frate, e ceva normal să mai și căzi, că nu poți să stai numai în libertate. Te mai și prinde lumea, înțelegi că nici gabori nu sproșează. Activează cum activează hoțul, gândește cum gândește hoțul și atunci, până la urmă, te pune mâna pe el. Da, să știi ce la bilele noastre, bă, fraților. Periuța fermecată. Bine, acum nu mai e nevoie, că dacă ești în libertate, te duci la un desta de piercing, bă, frate, bagă-mi și mie, cât vrei. Pune și tu acolo, câte? Vreo 5, vreo 10, să fac și eu măcel, vreau să fac și eu măcel în casă. O să dai seama când o lovești pe regina ta. Dacă nu urcă bochii tavan. O, nebunule, ce ai făcut? Ți-ai încărcat bombardierul. Cine e bună să fie? Ia cine e bună să mori. Da, ai un avantaj, frate. Ai un avantaj. Ai un avantaj, da, ai un avantaj care te ajută. Te ajută, da, aduci, sunt beneficii care apar în plus pentru femeie acolo, plăceri, plăceri. E ceva normal, frate, pentru că bilele alea, dai seama, pe perete, înăuntru, tur, 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 înțelegi, joacă. Și după 2 săptămâni ce mi-am terminat frumos de șlefuit bilele, mi le-au verificat el să nu fie zgâriate, să nu am probleme, că le bag înăuntru să facea când se vindecă, să se prindă carnea în zgârietura aia, să mă doară, le-au verificat frumos, o verifica data, excelent, scoate afară, zam, pune pe masă, s-o uita frumos la pieliță unde nu-s venile, o lua tocul de la pantof, toarce și pe partea alta. Băgat înăuntru frumos, pansament pe ea, zam, un pic de leucoplast, după o săptămână când s-o vindecat, frate, când se trezea, F-16. F-16 știa pe lateral și că era cobră. Cobră! Cobră, frate! Și acum e cobră. Nici acolo nu s-a schimbat, tot cobră, tot așa a rămas, nu s-a schimbat cobra mea. Tot acolo, vă dați seama de atâtea ani de zile. Nu le-am mai scos.
Mi-au propus chirurgul când m-a operat la picior, zice, vrei să ți le dau și pe alea afară? Zic, nu, zic, lasă-le acolo. Nu le scoate, lasă-le acolo, dă-le pace, că bine stau. Zic, vreau să mor cu ele, când mă duc în mormânt, singurul lucru care mai rămâne din mine acolo și criolabilele. Că alea se dezintegrează cel mai târziu, le trebuie 200-300 de ani. Înțelegi? Le trebuie 200-300 de ani ca plasticul să se dezintegreze, înțelegeți? Și atunci când o să facă aia, să pătrușă, să găsească sicriu, o să zic eu, tipul, că înainte, acum azi 200 de ani, ăștia, bă, ahă-ți, bă, bilele. Ia găsi bilele la bunicu. La... Ce, bă? Era nebunul ucrainianul, ca și zice el, zice, pe mine, dacă mă îngropă într-o zi, zice, și dacă vrea, pacea într-o zi, vine nepoță și mă dezgropă, zice, uite, bă, cum mai rămas din bunicul ceva, mă, zice, uite ce bilele astea. Era sandilă ucrainianul, să mă rău. Dar era Caterin Cărău, frate, era Caterin Cărău. Deci vă dați seama, aș lefuit 2 săptămâni pe daltă și pe bile. Cu pasă de dinți, pe cea. Și pe aceea frumos pielița prinde el așa, o pus-o pe masă, o lipi de alta, o s-o uita frumos să nu fie unde e venă, să nu-mi dai pe venă să mă paradească. O lua pantoful frumos. Dar nu o simți, mă, nu te doare. Bine, se înfingea de alta în masă, că era masă de lemn. Până se înfingea, trebuia să dai dintr-o dată tare ca să se înfingă direct în masă, de alta, ca să iasă pe capătul ăla, cum trebuie. Deci să aibă 2 capete. Ea avea, dacă îi dădea aici așa, ieșea un capăt aici și unul în partea asta la altă. Și pe canalul ăsta, bași bila și ea se plimbă înăuntru. Vum, 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 vum. Faci revoluții. E tragere. Zici că ești în poligon la 5. Moară fain, zici că tragi cu artilerie grea. Patriot. Acum te duci, poate la unde sta de piercing, una, două, bang, bang, câte vrei, bagă-mi 5, bagă-mi 10. Mai trebuie să stai să mai faci bile din periuța de dinți. La pornaia trebuie să faci chestiile astea, no, înainte că erau vechi, acum te duci la ăla de piercing, că nu-i mai problemă, l-au scos pe masă, ia ăla, bum, 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 are clash de la special, numai te capsează direct. Înțelegi? Te umple de bile, când ești de acolo, ești bombardier. Ești bombardier, da? No. Aici se făceau treburile altcumva, la stilul vechi. Cu dalta, cu bile făcute din cos de periuță de dinți, că nu, așa erau vremurile. Acum așa sunt vremurile, aveți de astea de piercing, de tatuaje, și te duci acolo și îți faci nebunia, n-ai zis că îți lărgesc urechile, fac ce vrei, îți bagă și în nas, îți scoate și pun ăsta, nu-i mai ceva special. Nu mai ceva special. Înainte îți dai seama cum zici, bă, frate, ce ți-ai pus pe cadran, mâncața, ce e acolo? Înțelegi? Și a rămas surprins, frate. Cum eram amândoi acolo la duș, mă râdeam la față la oglindă și îmi văd pe ăsta lângă mine, am crezut că e bolnav, frate, că cine știe bolă, zic, bă, ești bolnav. Zic, tăștă, blea, nihuia sibia, e tăștă. Blea, zic, o tibia bolnoi. Am zis, tibia bolnoi, ești bolnav. Ce, tu tibia durat, bleat. Zice, tu ce, ești nebun, tibia durat. Vine, e tu, zic, asta ce? Zice, că bile, vii tu, nihoia si bea, bile, bile. Nu știi ce si le bile, pă... Nu știu, frate, păi zici și mie, ca să-i cer și eu, nu să știu dacă te întreb. De unde știți cu ele? Dar în optica aia din cer, batele Dumnezeu s-a pus la tine pe... Ai, ce ucraineană, să-și dai pace, hai că ce rezolvi eu, hai încoace cu mine, hai să meargem în cameră, că ți-i explic eu cum stă treaba. Să-i dau, stai, să fii atentă că mă rezolvă și pe mine mă îmbogățești, omul, mă pune la înălțime. Și vrei să dai așa ca fiorosul? Păi zic, care-i treaba cu ele? Păi zice, ăstea fac nebunie, Victor. Faci nebunie când le dai furia neagră.
Joacă, joacă, frate, joacă acolo, înțelegi? El se plimbă pe canalul ăla. Pa, 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 pa. Îți dai seama că dacă mai ai și vânos și mai ai și... Te iubești, femeie, ta ești nebun. Te iubești, umblă după tine, continui. Nu te mai lasă niciodată. Este toată viața lângă tine. No. Oameni care nu. Eu nu știu, nu. Pentru mine atunci, la momentul ăla, au fost, da, vă dați seama că nu. Avantaj, să am un avantaj. Să am un avantaj, pentru mine a fost un avantaj. Eu tot timpul am gândit în avantaj, stai bă, că asta e ca o armă secretă. Înțelegi? Și adevărul că era o armă secretă, oriunde mă duceam. Până înainte să fiu cu Mihaela, oriunde mă duceam, la orice club, la orice ăsta, când vedeau fetele, mamă, tu ești armă secretă! Tu ești armă secretă! Înțelegi? Tu ești armă secretă! Da, vedeți? Da, nu să ce eu, că eu... Eu ce ne bună să... Bine, eu nu mai continui povestea, cam asta a fost povestea cu bilele. La care v-a plăcut, nu uitați să dați un like, fraților. Care nu v-ați abonat încă la canalul meu secundar, Victor Bujiț, abonați-vă, fraților, și acolo, pentru că am și acolo videouri frumoase pe care nu le-ați văzut, super tare. Și, bineînțeles, să vă vină și notificarea când fac ceva pe canal. Vă pup cu respect și sper că v-a plăcut povestea mea cu Bile. Ei, așa mai bătrână, mai veche. Acum sunteți pe model nou. Mers direct la salon și se le bagă la drept cu pistoalele înăuntru. Nu mai e treabă să te mai rănești tu, să dai tu cu sabii, cu minuni. Nu, frate. Acum, nouă generație. Vedeți, profitați și voi. Poate care mai aveți probleme cu ea și e mai pofticioasă, așa o scoateți și voi din probleme. Vă pupă, Victor. Aveți grijă de voi. De aici, de la Bruxelles, de la capitala Europei.